O seară cu accent franțuzesc într-o ambianță locală moldovenească. Așa s-a desfășurat cel mai așteptat Dineu gastronomic Slow Food, Slow Wine, Slow Life. Un eveniment gastronomic la care au participat trei bucătari șefi din orașul Bordeaux, Franța. Ei au gătit împreună cu bucătarii unui restaurant din capitală cele mai autentice rețete franțuzești din ingrediente locale și de sezon. Magnific! Am găsit aici ceva magnific, eu cred că în Moldova descoperim ceva de calitate, cu personalitate am gustat bucatele de la voi. De asemenea, m-a impresionat tot ce am găsit la Mănăstirea Frumoasă. În beciurile de acolo am găsit conserve care mi se par ceva neobișnuit. În această seară, oaspeții gustă câteva din produsele aduse de la mănăstire. Bucatele preparate de șefii francezi au fost asociate cu vinurile moldovenești, o simbioză perfectă pentru un dineu cu eleganță și stil. Au fost alese 5 vinuri de către dumneavoastră. Noi, oenologii locali, am ales în paralel alte 5 vinuri care în astăzi start, care va avea posibilitatea, în dependență de standardul său, să vadă cât de bine se va combina bucatele frumoase acestei vinuri. Evenimentul vine să reinventeze conceptul valorificării patrimoniului gastronomic unit în armonie cu licorile lui Bacchus de pe meleagurile Moldovei. Inițiativa Slow Food, Slow Wine, Slow Life ne face să ne oprim, să conștientizăm că avem un patrimoniu bogat, special inspirat de tradițiile noastre culinare foarte vechi, dar și de vinul nostru de calitate. De aceea ne propunem ca prin această inițiativă să regândim, să revitalizăm ceea ce înseamnă gastronomie moldovenească, să învățăm cum să asociem bucatele și vinurile noastre și în același timp să fim pe placul și pe gustul vizitatorilor și a turiștilor străini, pentru că noi apreciem foarte mult bucatele aici între noi, dar nu neapărat suntem înțeleși și suntem pe gustul și conform așteptărilor turiștilor, de exemplu, din Japonia sau din Franța. De aceea este foarte importantă, de asemenea, alegerea corectă a produselor, a ingredientelor. Noi încurajăm să se utilizeze ingredientele și produsele locale, autohtone, din Moldova, pentru că acestea au un gust deosebit, pentru că ele sunt crescute de producători locali, pe care dorim să-i încurajăm. Și în același timp, aceasta oferă și un grad de responsabilizare a tuturor noi pentru a proteja ceea ce avem aici pe planetă. Pe parcursul aflării bucătarilor în Republica Moldova, șefii francezi au împărtășit cunoștințele lor și unele dintre secretele din bucătăria hexagonului. Tot ei au propus o nouă viziune despre felul în care gastronomia locală poate fi reinventată și se poate alinia la standardele internaționale.